Denis, mesajele românilor curg în continuare în peluza tricoloră. Aveți parte de susținerea fanilor din toate colțurile lumii. Astăzi e rândul tău să alegi un mesaj favorit din miile primite. Care ar fi acesta? Da, mesajul meu favorit este cel al lui Luigi Nedelcu din județul Argeș. Voi sunteți cei care mai pot aduce bucurie, dar mai ales mândrie în inimile și în sufletele românilor de pretutindeni. Nu cerem să câștigați campionate mondiale, dar atitudinea, curajul și tupeul în joc vă vor face o forță. Nu sunt în măsură să vă dau sfaturi, dar tricoul național pe care îl purtați are în el speranța și susținerea a milioane de români. Nu uitați că voi dați exemplu copiilor României. Succes! Îți propun să-i facem o surpriză și să-l sunăm. Da. Bună seara! Bună ziua! Ce faceți? Ce fac, telefonul chiar nu mă așteptam la așa ceva. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră. Un tricou din partea noastră. E incredibil, deci cea mai frumoasă bucurie pe anul ăsta. Ne bucurăm că să auzim asta. Noi chiar să știți, adică eu din punctul meu de vedere chiar vă urmăresc că joacă echipa națională, nu contează. Așa și, e și normal. Ce vreau să zic, nu știu dacă e cazul, dar... Aș vrea să spun să mergi înainte orice ar să se ar spune despre tine. Da, n-am vreo. Ești un jucător foarte talentat, ești un jucător foarte talentat și un caracter aparte. Mulțumesc. Nu te cunosc personal, dar... Mă cunoașteți acum. Din ce se aude, ești un caracter mare și asta spune mult. Plăcerea mea, să știi că a fost, este o mare plăcere să vorbesc cu tine și cu oricare jucător al echipei naționale. Ideea, te-am spus, și Barcelona pierde și marile echipe pierd. Ideea când intrați în teren să vă știe de frică atât. Chiar dacă pierde, să pierdeți frumos. Așa o să faci. Ce să zic, mult succes, multă sănătate, în primul rând. Vă doresc la toți și ție și tuturor colegilor tăi. Multă sănătate, în primul rând, fără accidentări și fără milă în teren, cum se spune. Mulțumim, la fel. Cu respect. Da, să trăiți, bună seara și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Numai bine, cu respect. Numai bine, să trăiți.